să interveniți apropo de subiectul de astăzi și pagina de Facebook, dacă doriți, vă stă la dispoziție. Ne puteți urmări pe micul ecran, radio, live pe internet, de pe absolut orice suport, calculator, laptop, telefon, tot ceea ce doriți, tabletă, mă rog, sau dacă mai există orice alt suport, este cu siguranță pe net și ne găsiți acolo. Invitata mea de astăzi este doamna avocat Mariana Pădurean. Bine ai venit, Mariana! Bine v-am găsit! Și un subiect extrem de delicat, prezent în viața noastră, observați, este și titlul emisiunii, Copilul, centrul universului, și aici puncte, și o las pe Mariana să intre direct în subiect, să vedeți de ce îl abordăm. Da, deci exact cum este și titlul emisiunii, copilul este centrul universului întregii familii, restul este pe locul 2, deci este foarte important să ne punem atenția pe educația copilului, pe creșterea lui. Este foarte important ca de la nașterea copilului și până la adolescență să fim foarte atenți cu creșterea și educarea copilului, deoarece această educație a suferit transformări în ultimii 20 și ceva de ani, care nu a dus tocmai spre o chestiune pozitivă, în sensul că vedem foarte mulți copii traumatizați, foarte mulți copii timorați, abandonați. Totul pleacă de la mediul familial, totul pleacă din familie. Deci pentru a crește copii buni, trebuie să fim părinți buni. Și pentru a fi părinți buni, trebuie să urmăm un fel de cursuri. Bine, eu glumesc acum, dar practic, într-adevăr, e greu să fii părinte bun sau să știi unde e limita între lucru bun, lucru rău, pozitiv sau negativ, apropo de copil, pur și simplu. Da, deci limita între bine și rău ține de discernământ, de discernământul fiecăruia. Sigur că suntem prinși de toate activitățile zilnice, de probleme, de anumite chestiuni care ne afectează viața de zi cu zi, dar trebuie să ținem cont că noi suntem în casă exemplu pentru copil. Copilul este atent la fiecare transformare din mediul familiei. El este foarte atent la tot ce se întâmplă, atât la lucrurile pozitive, cât și la lucrurile negative. De aceea noi trebuie să fim autodidacți toată viața, adică toată viața să știm noi să ne educăm pe noi. Sigur că am primit acea educație, cum se spune că trebuie să ai cei 7 ani de acasă. Este foarte important să ai cei 7 ani de acasă, care este școala, practic. Absolut, dar ținând cont de faptul că în profesia ta întâlnești tot felul de cazuri pozitive, negative, în fine, este foarte greu. Un avocat se bate la tot pasul de evenimente deosebite și de lucruri delicate din viața omului. Mai există, mai simți că există cei 7 ani de acasă la modul în care noi ne comportăm, pun la modul general, și în momentul în care e vorba de copil? Deci, mai există acei 7 ani de acasă la anumite generații, până la o anumită vârstă, după care se pare că cei 7 ani de acasă lipsesc cu desăvârșire. Dar acum trebuie să vedem situația familiei, deoarece foarte mulți copii cresc cu un singur părinte sau cresc cu bunici, efectiv cu bunicii, părinții fiind plecați în străinătate. Foarte mulți copii cresc în casă de copii, cresc cu rude, nu neapărat cu părinți, și atunci ei sunt foarte afectați. De ce am spus că trebuie să fim părinți buni? Deci am spus că trebuie să ne autoeducăm. Deci dacă atitudinea noastră este agresivă în fața copilului, dacă noi suntem agresivi cu copilul sau dacă chiar adoptăm un regim foarte sever cu copilul, sigur că trebuie să știi să îi explici de ce ești sever cu el, de la vârsta de la care începe să priceapă, și să explici că este înspre binele lui. Dar în condițiile în care noi avem o atitudine agresivă și în viața de zi cu zi, deci copilul adoptă aceeași atitudine pe care o are părintele. Și de multe ori chiar zic, este foarte bine să ne vedem pe noi și să ne introspectăm în fiecare zi. Numai așa ne putem corecta. Dacă ne facem o introspecție, este ca o spovadă prin care noi ne corectăm greșelile pe care le-am făcut, să nu le mai repetăm.
Uite, ai spus foarte bine, din momentul în care copilul pricepe, da. Dar din păcate există cazuri și există media care, da, ni le prezintă pe tavă, da. Permanent, există foarte multe cazuri în care agresivitatea, apropo de copil sau împotriva copilului, e de la vârstă fragedă, când acel copil încă nu cunoaște, nu poate, nu are de unde și da. Nu e o vârstă la care să înțeleagă. Și sunt cazuri care, din păcate, ajung, nu știu, în instanță, da. Mediatizate, extrem de dureroase. Deci, trebuie să-ți spun că agresivitatea excesivă vine și prin televiziune sau internet, deoarece este promovată oarecum această agresivitate, în sensul că sunt foarte multe desene animate care sunt cu tentă de agresivitate sau mai mult, exact cum îți spuneam, discernământul părinților, adică programele sunt foarte bine, da, cu acele acord părinți sau 12-15 ani. Nu știu câți dintre părinți oare respectă acest aspect, pentru că dacă ți se spune că este o scenă agresivă sau conține, știu eu, acte de violență, te previne înainte să înceapă emisiunea respectivă. Păi, ești conștient, nu? Că acel copil de 5 ani sau de 6 ani este lângă tine în condițiile în care este efectiv afectată memoria lui, pentru că vede anumite chestiuni agresive care îi se imprimă în memorie. Ori acele chestiuni îl conduc spre, pe el spre o asemenea atitudine agresivă. Pentru că, pe urmă, ne dăm seama, noi nu mai putem să stăpânim acel copil, nici doamna educatoare sau nici doamna învățătoare. Oare de ce? Pentru că el imită ceva ce deja a văzut și că... Și după aceea îl etichetăm. Da, da, e și mai rău. Da, e și mai rău și etichetarea asta e da. Clară și îl marchează apoi toată viața. Da. Pentru că nu are cum să scape. Într-un mediu în care ești etichetat, la revedere, așa ai rămas. Da. Și tu, la rândul tău, crescând, adolescent, ajungând la maturitate, vei eticheta tu la rândul tău și s-ar putea ca să nu reușești să te schimbi. Nu se știe cine va fi perechea ta, poate, și nu vei reuși să ieși din mediul ăsta. Bun, dar pe lângă, eu știu, agresivitate sau violență, există și acel păi bătaie ruptă din rai, da? Apropo de, iarăși, sau foarte multă lume se ia și după principiul, dacă îi spui copilului nu face asta, copilul intenționat va face asta și, dar tot sub... tot agresiv. Da, știi? Deci trebuie să îi lăsăm, tot în momentul în care pricep de la anumită vârstă, deci să îi lăsăm efectiv să lovească de acea problemă, să poată să își creeze acea personalitate de a discerne el între bine și rău și de a vedea el cum stau lucrurile în sensul de a hotărâ pentru el, pentru că putem avea și o atitudine excesiv de protectoare față de copil și acel copil este lipsit de siguranță și de încredere. De ce? Pentru că noi vrem excesiv să-i protejăm de rău, de colectivitate, de așa, de colegi mai răi, și atunci îi afectează foarte mult. Și uite, noi vrem să-i protejăm inclusiv de de cadrele, deci de profesori, începând de la educatoare, nu ai voie să te uiți, să ai o privire prea severă asupra copilului meu, nu ai voie să-l atingi, nu ai voie să nici cu privirea, cum se spune, nu poți să impui nimic. Deci în momentul în care tu mergi așa, la fel când ajunge la școală, nu știu cât de... Deci cât mult bine poate să facă acelui copil? Nu este foarte bine pentru copil această atitudine de a fi răsfățat, de a-i se permite absolut totul și deci nu sunt bune extremele, nici foarte sever și nici foarte militaros și ca la carte, pentru că oricum o să aibă unele frustrări din acest punct de vedere și nici foarte libertin, nici excesiv de mult la alegerea lui sau totul este după voia lui și are acces la absolut orice. Deci întotdeauna este bună calea de mijloc. Adică trebuie lăsat să cunoască și partea pozitivă și partea negativă, după care trebuie învățat și îndrumat cum să aleagă. Ori
mai târziu, ca și adolescent și ca adult, oricum se va lovi din nou de aceste probleme nerezolvate care sunt în el și care urmează ușor să le rezolve, exact cum am spus, prin autoeducare, prin șlefuire. Și practic această cale de mijloc este cea ideală. Practic e idealul, da? Dacă e este așa. Idealul. Da, e idealul. Este idealul. Bun. O scurtă pauză și revenim să vedem cum tindem, cum încercăm să ajungem spre acest ideal. Nu trebuie neapărat să fie 100% atins, dar măcar acel copil să simtă că ceea ce noi dorim să-i oferim îi va face bine în viitor, în viață. Bun, pauză și revenim. Nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni. Sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă. Deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale, pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune!
Am revenit la Reginul în direct pe Darighin TV, micul ecran și bineînțeles Live 96,3 FM Radio Galaxia. Invitata mea, doamna avocat Mariana Pădurean, și vă spuneam, Facebook, numărul de telefon 0365100116, pe internet ne puteți urmări de pe absolut orice suport. Și pentru copii buni este nevoie practic de părinți buni. Aceasta este esența. De acasă, de la cei 7 ani de acasă pornește totul, dacă dorim ca în viitor acești copii ai noștri să crească așa cum trebuie să spune, sau cum unele generații, spunea doamna avocat, mai au cei 7 ani de acasă. Și noi trebuie să găsim calea de mijloc. Cam greu de găsit. Sau suntem excesiv de severi, sau suntem excesiv de permisivi. Da? Și undeva calea de mijloc e ideal, da. Nu găsim noi idealul, dar putem să ne adaptăm. Da, deci calea de mijloc, după cum am spus, este cea mai bună și în acest sens trebuie ca părinți să avem niște principii și să știm să respectăm pe cel de lângă noi, să știm să avem corectitudine și bun simț și respect, pentru că ceea ce vede copilul în casă, exact așa se manifestă în colectivitate și în mediul exterior. Este foarte important ca să fim modele pentru copii, pentru că ei trebuie să aibă un model și unde ar fi cel mai bun model dacă nu acasă. Sigur că da, ei pe parcurs, ceea ce clădește părintele poate să strice prietenul. Ei pe parcurs pot să se piardă, dar dacă au o educație bună, eu zic oarecum și în sens religios, aceea de a avea încredere în ei, în Dumnezeu și în cei din jur, este foarte important, pentru că ei întotdeauna își vor reaminti de acel model bun, de acea persoană bună și de faptul de a fi un om pozitiv și de a face bine. Chiar dacă este tentat să facă rău, să fie invidios, își va reveni, pentru că dacă are o bază, cu siguranță îl va ajuta acea bază pe care a acumulat-o în perioada. Da, e normal. Uite, eu, de exemplu, cred că educația religioasă și încă ceva, să nu fiu înțeles greșit, și educația sexuală ar trebui să înceapă mult mai devreme și mai explicit, de la vârste mai fragede, să spunem, decât se face acum. Și de ce? Pentru că degeaba intrăm cu capul în nisip. Da. Nu suntem struți, da, nu avem de ce, și moral, sănătos, educație religioasă, și tot moral și tot sănătos, educație sexuală. De ce? Pentru că, iată, vârsta a scăzut foarte mult, se începe mult prea devreme, fără să aibă cunoștințe, fără să se protejeze, și ajung să se întâmple lucruri, dispariții de acasă, fugă nu știu unde, să nu mai spunem de sarcinile nedorite la vârste foarte fragede, care, iată, există foarte multe. Cele două elemente cred că ar trebui puțin mai devreme în educația copilului să apară și să se pună accent, și să fim fair play și corecți, adică să arătăm, nu povești, ci să arătăm exact ceea ce trebuie să învețe, pentru că altfel, iarăși, e așa ceva relativ, când ajunge nu mai poate da înapoi, din păcate, și nu are putere de a discerne unde e bine și unde e rău și unde greșește. Da. Și cu câteva minute înainte de a veni la emisiune, am întâmplător, așa, pe un alt canal, nu contează, un studiu, un filmuleț studiu, apropo de o fată care solicita ajutorul, nu contează contextul, și bărbații săreau să ajute. Era foarte drăguță, bun. Tentația bărbaților a fost foarte mare, și din cei 20 de oameni care erau obiectul studiului, doar unul, de fapt, a vrut să facă bine. Ceilalți s-au gândit la cu totul și cu totul altceva. Da. Deci aici, exact de ce ai reamintit anterior, deci de etică și morală. Pentru societate, baza este etica și morală. Ori observăm că de un timp încoace nu prea se mai pune accent pe etică și morală, sens în care societatea se clatină. Și se clatină bine de tot. Acum, problema se pune în felul următor. Dacă copilul crește cu etică și morală
și învață să, să zicem ghilimelele de rigoare, să respecte cele 10 porunci, iarăși revenim la religie, da? Atunci, ar fi bine ca în școală să se vorbească mai mult despre etică și morală, chiar și la religie. Acum nu o să zic da, eu sau să da, fac sigur. Plan de învățământ sau... Este doar o părere. În sensul că etica și morala este și baza religiei. Deci, acum, indiferent, fiecare, toate religiile sunt bune, fiecare religia în care este, dacă respectă anumite... Percept, da? Da, și regulile de bază care este Dharma, cele 10 porunci, nu vor greși foarte mult. Ceea ce nu prea se mai pune accent în ziua de astăzi. Din păcate, da. Da, pe aceste reguli și pe aceste principii. Bun, ce ar mai fi foarte, foarte bun pentru acești copii? Sunt foarte multe fundații și asociații care chiar se implică în educarea minorilor sau, zic eu, în a-i ajuta pe cei care sunt efectiv abuzați sau care da, sunt da, timorați. A fost și subiectul câtorva emisiuni. Exact, da, sunt foarte noi, multe da. Fundații și asociații, exact cum zici așa, din 25, sigur, se implică, da. Dar se implică cu adevărat. Nu mai au deschidere spre așa ceva. Parcă, nu știu, suntem pe altă frecvență. Poate că sunt prinși, deci tot așa la o anumită școală au început să pună tot felul de difuzoare, ascultă muzică, s-a ajuns la manele, nu este educativ pentru copil. În momentul în care am cerut să pună muzică clasică, sigur, am fost depășită, dar trebuie cel puțin încercat, trebuie cel puțin văzut. Acum, nu neapărat, sigur, este conflictul între generații, da? Este diferența de vârstă, dar dacă noi nu depunem un efort minim ca să îi dirijăm pe acești copii, pe acea cărare pe care trebuie să meargă, pe acel drum bun, ei nu au, exact cum ai spus, lipsa de discernire, nu au de unde să discernă ce este bine și ce este rău, dacă nu li se spune. Și este chiar foarte bine să existe o colaborare foarte strânsă între părinți și profesori. Și eu sunt pentru această colaborare și, într-adevăr, pot să zic că pe unde am învățat fiul meu, am găsit peste tot înțelegere da. Și colaborare. Dar nu este suficient ca un sfert din părinții din clasa respectivă, ci toți părinții. Am avut, într-adevăr, și e chiar frumos de spus, o clasă unde aproape 85% dintre părinți, poate chiar spre 90%, au fost foarte interesați de copii și au ținut foarte strâns de profesori și s-au și văzut rezultatele. Dar trebuie oarecum ca părinții să înțeleagă cum că este esențial creșterea și educarea copilului, deoarece ei sunt oglinda noastră, ei sunt realizarea noastră. Practic, noi ne uităm în spate și ne vedem realizați în momentul în care vedem că este realizat copilul nostru. Da, dar noi nu avem tentația de a folosi foarte des clișeul: păi lasă că pe mie mi-a fost greu, lasă lui să nu... O să-i fie mai... De ce să treacă prin greutățile? Greșit. Da, da, bun, da. Dar așa, e prezent? Așa, este prezent. Este prezent foarte și des. Cu siguranță că poate și eu am da, ai, aplicat momente, această... Da, sigur. Da. Doar să știi unde să... Da, dar trebuie să ne dăm seama în momentul în care greșim și să știi că observăm foarte repede când greșim, pentru că în momentul în care ești prea permisiv cu copilul, să știi că își schimbă atitudinea și are o atitudine mai arogantă, mai te privește mai de sus și atunci automat, dacă ești atent cu el, îți dai seama că undeva greșești. Da. Iar dacă în momentul acela puțin ești mai sever și de fapt care este... Deci trebuie să-l faci conștient că nu neapărat, tu depui un efort pentru binele lui și pentru pregătirea lui și să-l perceapă cu adevărat acel efort pentru a te putea aprecia și pentru a putea să conștientizeze rolul lui ca și elev. Pentru că altfel el nu știe de ce merge la școală. Merge la școală că așa trebuie să meargă. Și încă ceva. Există această obsesie la noi, la rezultate
pentru astăzi, dar la timpul trecut. Da, e vorba, stai puțin, nici măcar nu e vorba doar de școală, ci e vorba la absolut în viață. Sport, orice, dacă se poate, ieri. Bine, și totul la maxim. Da. Adică școală, cele mai bune note, trebuie să fie cel mai bun din clasă, nu contează, nu are importanță. Bine, dar nu e sigur că, deci chiar copilul tău să fie acel Einstein 2. Nu e sigur, dar poate fi foarte bun. Deci trebuie neapărat. Da. E oglindă, acolo îi va ajuta în viață, îi va da de mâncare la un moment dat, îi va pune în farfuria acel 10. Nu, dezamăgirile vin mai târziu, zic eu. Chiar dacă vrei să-ți ții copilul de nota 10 și chiar dacă depui un efort maxim pentru pregătirea lui, trebuie să fii conștient că fiecare are capacitatea lui de a învăța și de a percepe lucrurile și fiecare are inteligența lui. Deci nu poți forța lucrurile. Eventual, poți să te alegi, Doamne ferește, cu un copil bolnav sau cu un copil, știu eu, care a luat-o pe altă căi mai târziu, deoarece apare acea, din nou, cum ți-am zis, extremă. Deci să fii cel mai cel și pe urmă, când chiar nu realizezi acel lucru de a fi cel primul, cel din frunte, cel mai bun, atunci apar dezamăgirile și acele dezamăgiri ca adult chiar te pot afecta. Pentru că, de fapt, tu așa ai crescut și așa știi că ești cel mai bun, că ești primul și că trebuie să fii acolo și când nu vei fi acolo, cu siguranță va fi o mare dezamăgire, care din nou va afecta adultul și ce va face? Va trăi în trecut, da, în melancolie, că ce bine a fost când a fost primul, când a fost de nota 10, când a fost cel văzut Centrul bine. Exact, da. Corect. Briliantul familiei. Da. Bun. O scurtă pauză și revenim pentru a vedea unele moduri în care părinții se implică în a-și educa copiii. Exemple negative, să spunem. Pauză și revenim. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Tare Ghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scurt TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.
Am revenit, ultima parte a emisiunii, Reginul în direct, aici la Dareg TV, pe micul ecran și, bineînțeles, live 96,3 FM, Radio Galaxia. Invitata mea, doamna avocat Mariana Pădurean, vorbim despre copii, despre părinți, despre modul în care părinții își educă sau încearcă să-și educe copiii în viziunea lor cât mai bine pentru a avea un viitor, așa cum știm că ne dorim cu toții pentru copii. Dar există și greșeli, de la agresivitate la permisivitate exagerată. E, acum vreau să vă prezint doar așa pe scurt, cu siguranță e un exemplu întâlnit des, părintele încearcă să-și ajute copilul să facă temele. Da. Până la o anumită vârstă, când va spune de aici mă depășește, bun, fiecare cu nivelul lui, până unde poate, dar până unde poate, există părinți care încearcă să-și ajute copilul. Și cum? Teoretic se fac temele împreună. Dar, practic, părintele face tema, viziunea lui, ajunge la rezultat, dar nu modul în care e în culegere și așa mai departe. Total greșit. Iar copilul devine leneș, chiar dacă e inteligent, pentru că știe, mă, mi se face. Și la un moment dat, clic, poate părintele nu se mai ocupă din vari motive și ajunge pe cont propriu, având acea lene, în ghilimele, apropo de da, modul de a se pregăti, cum se va descurca. Ei, aici e chiar, deci intervine din nou problema părintelui. De ce? Iarăși părintele. Da, iarăși părintele. De ce? Pentru că a stricat ceva, trebuie să corecteze. Da? Dacă stai 7 ani lângă copilul tău, da, până pe clasa 7-a și tot îi faci temele și tot îl ajuți, îți mai trebuie încă 7 ani să-l corectezi, ca pe urmă să-l pui pe picioare, să-l verifici, să devină independent și să nu mai fie efectiv condiționat și atașat de tine ca și părinte. Acum, sigur că toți ne-am ajutat copiii la început. Știu eu, în clasa 1, în clasa 2, maxim clasa 2, zic eu, chiar dacă se plâng că este foarte greu, că sunt caiete speciale, că necesită ajutor. Nu, maxim clasa 2. Sigur că în momentul în care lași copilul să-și facă singur temele sau să învețe singur, trebuie să-l verifici. Normal. Și verificarea asta trebuie să fie până la o anumită clasă, după care trebuie spontan, prin sondaj, acum te verific la materia, cu tare, cu tare, cu tare. De ce? Pentru că este foarte greu ca să îți ții copilul tot timpul, control este un stres, da? Denotă că nu ai încredere în el și copilul așa va și ști. Așa va și crește, pentru că în subconștientul lui el așa percepe. Mă verifică tot timpul pentru că nu are încredere în mine. Deci trebuie să lăsăm și acea portiță prin care copilul să-și creeze acea încredere. Bun, părintele are încredere în mine, că eu încep și fac temele, dar trebuie să fii și deschis cu copilul ca să fie sincer cu tine, să-ți spună n-am știut să fac tema, nu să meargă cu tema nefăcută la școală și pe urmă să fie chemat părintele la raport. Bine, aici nu e vorba și de dorința părintelui de a avea note cât mai bune copilul. Da, dar pe urmă, exact cum ți-am spus, e vorba de dezamăgirea părintelui, da? Deci, dorința părintelui de a fi primul, de a avea note cât mai bune, de a merge cu temele foarte bine, dar părintele nu merge la școală să răspundă în locul copilului. Și atunci vine copilul acasă și mergem și ne certăm cu domn profesor, păi de ce nu stat la copil 10, copilul meu este de nota 10. Pentru că este exemplar, cu teme, cu așa și atunci ce facem? Ne mințim. De fapt, aici cred că este problema mare pe care noi nu vrem să o vedem, exact cum ți-am spus, introspecția. Adică dacă noi ne mințim pe noi zilnic, da? Ce facem seara? Suntem dezamăgiți de noi că ne-am mințit, nu? Deci trebuie să vedem ce creștem. Creștem un copac drept, oricum trebuie să-l lăsăm să crească singur, da? Sau creștem un copac strâmb, pe care cum îl mai îndreptăm? Nu se mai poate. Așa-i? Da. Care ne afectează. Ai foarte mare dreptate. Da. Uite, și încă ceva apropo de greșit. Exista învățământul nostru la un moment dat, spun eu, nu contează părerea mea, dar cred că vei fi de acord cu mine, la un moment dat s-a greșit. Toată lumea, liceu. Obligatoriu. Da. Punct. M-am apărut fiecare cum pe pământul ăsta. Da. Nu pot să... Adică mi se pare exagerat. Și nu numai faptul că obligatoriu învățământul liceal, care, da, mă, teoretic, n-ar fi un lucru atât de rău, dar s-a desfințat acel învățământ profesional. Adică acea pătură de segment de tineri care, mă, poate nu vrea, poate îi place o meserie, poate simte ceva, nu poate, da, să meargă mai departe. Noi i-am forțat să meargă mai departe și, apropo de asta, inclusiv
acele rezultate la BAC catastrofale, da, s-au datorat și faptului că exista învățământul profesional pe care la un moment dat îl iarăși îl aduceau înapoi la liceu, da, pentru a da BAC-ul. E, ăia de aceea s-au dus acei copii acolo, pentru că știau că nu vor putea. Și grosul din acea perioadă neagră a fost tocmai bun. Atunci s-a luat hotărâre, jos cu el, nu mai e nevoie. Încă ceva. În ziua de astăzi, tot părinții doresc pe această bază, da, copilul meu să aibă facultate, că toată lumea are. Da. Acum există posibilitatea pe bani, nu comentez. Asta e sistemul, da, asta e vremea, da, mă rog. Dar cine va face munca cinstită și onorabilă de a face curățenie, de, exact, a face mâncare, de a fi mecanic auto, de a fi vânzător în magazin. Da. Dacă toată lumea vrem facultate, părinții vor întotdeauna ce e mai bun. De ce? Eu zic că e greșit. De ce e la greșit noi nu nimeni ne e rușine de meserii? Știi, cred că din cauza că dacă ei nu au reușit să se realizeze și să, da, efectiv să obțină acea profesie pe care și-au dorit-o sau, da, să ajungă într-un loc unde ei și-au dorit, poate că au văzut ținta și n-au ajuns la țintă. Și cred că mai există ceva până în 89, mai mult de atât, da, foarte rar se putea da de studii superioare și cam, da, era pentru toată lumea, da, punct, acolo, da, era, da, și a rămas așa memoria generațiilor că mă, ăla e maxim, ăla, dacă e, da, atunci e clar. Bun, am înțeles. Dar știi cum, că acea libertate, să zicem, că toată lumea a spus, păi, pe timpul celălalt n-am, da, avut să, da, cumpărăm, nu așa, nu așa, acum sunt de toată, dar se pare că nu, da, prea-ți... Alte probleme. Da. Și toată lumea, vezi de sărbători, toată lumea dornică în magazină, devastează, nu mai vezi marfă, deci serios, rămâi speriat câteodată de atitudinea oamenilor. În sensul că, bun, au fost ținuți atâta timp și acum li s-a dat drumul. Exact așa și cu școala. Înțelegi? Deci, asta este. Deci, părintele care n-a reușit să se realizeze speră și insistă ca totuși copilul lui să facă ceva. Este bine dintr-un punct de vedere, da? Pentru că, exact cum ai zis, da, toți părinții dorim binele copilului. Dar aici nu vedem că oare poate copilul sau nu poate. Oare rezistă sau nu rezistă? Care-i satisfacția mea dacă aș ține copilul în facultate, la masterat și la doctorat și l-aș întreține tot eu, nu? Da, și cam așa se întâmplă mare majoritatea ca cazurilor. Și părinte, așa este. Da, da. Deci, până la urmă, trebuie văzut. Rezistă la liceu sau nu rezistă? Merge la școală profesională? Merge la facultate sau începe chiar și după 18 ani să învețe o meserie? Nu-i târziu. Nu. Să se specializeze pe o meserie și să învețe o meserie. Este foarte important să învețe de la părinți acea dragoste pentru muncă și acea demnitate de a se întreține. Exact. Nu de a fi leneș și de a nu munci. Pentru că atunci, dacă avem atitudinea aceasta că nouă ni se cuvine, că trebuie să ne vină banii, că trebuie să fim întreținuți, acel copil cu siguranță nu o să muncească. Da, și copilul iarăși prea ceva de la părinte. Știi că printre primele întrebări pe care, da, le pun la oficiul forței de muncă, mă rog, da, așa, pe lângă acea întrebare deja pueril așa de sunteți șomajul, nu, ei nu sunt șomajul, da, dar Sebi, că ne povestea într-o ediție, da, anterioară, și mai zis, cât se câștigă? Da. Nu porni de acolo, într-adevăr e grea viața, da, de unde să înveți, de unde, da, să știe el, nu, da, tot de acasă, că mă, păi, da, dacă e, atunci, exact, nu, păi, merită. Da. Bine, și e foarte greu încă ceva. Marea majoritate a celor care termină chiar și studii superioare rămân cu atât. Da. Nu au unde, da, să muncească. Deci, da, nu au cum să... Și iarăși rămâne părintelui, da, mă, tu ca părinte, păi nu te-ai gândit, nu termină, nu știu, nu dau niciun, da, exemplu, exact, de exact, un milion de managemente și tot felul de, da, specializări, da, care aplicabilitate practică, nu ai unde, da, și îl întreții totul. Exact. Păi atunci de ce... Pentru a avea, bun, e satisfăcut, da, dar de acolo începe drama. Ce, exact, face? Exact. Exact. Ce face copilul? Ce în momentul în care e deja adult, că bun, va fi din nou dezamăgit și nu va porni bine în viață. De fapt, trebuie să ne creștem copiii în așa fel încât să reziste tuturor presiunilor și tuturor problemelor și tuturor, știu eu, chiar să reziste mediului. Da. Dar
Trebuie să acceptăm atât reușitele cât și nereușitele. Deci trebuie să le acceptăm, să le luăm așa cum vin, să îi încurajăm, să fim lângă ei și ce este foarte important, să învățăm să fie corecți și demni. Asta este foarte important, pentru că nu se mai poartă, dar vor reuși cu siguranță cei care vor respecta aceste principii. Și uite, pentru faptul că am înțeles acum din disputele acestea electorale că sunt, nu știu, 3-4 milioane de români în diaspora, da? Bun, da. Să zicem. Da. Căutându-și binele. Da. Există puterea exemplului și la copii merge foarte mult. Da. A faptului că, întreb în liceu, bun, ce faci când? Și dacă nu iau bacul, merg în Spania, merg în Italia. Greșit, dar stop. Exemplul a fost, a văzut prietenul, vecinul, da, cunoștința, da, a văzut pe internet. Da. Bine, dar părintele unde a fost? Bă, stai puțin, mă, ei, alo, da, alo, alo, lasă, da, până acolo, deocamdată aici. Și de aceea și în, am avut la un moment dat un ciclu de misiuni așa mai scurte în care, campanii în care întrebam, ce-ți dorești? Da, bun, mergi, dar după aceea să te întorci aici, da, să chiar și în reghin, dacă se poate, exact, indiferent, medic, profesor, nu contează, încearcă să vii, păi da, știi, mă, da, dacă nu vine nimeni înapoi, la un moment dat nu va mai fi nimeni. Exact. E clar, da, vă înțeleg că doriți să mergeți, da, dar totuși, iarăși părintele, mă, da, părintele nu se gândește la binele copilului. Întrebarea mea, cum să-i spui, da, dar nu e nimic și te duci în Spania? Cred că asta e realizare. Nu, deci nu este bine. De ce? Pentru că acel părinte care învață așa pe copil, gata, termin clasa 12-a și plece în străinătate, vede în mod strict scopul esențial, banul. Adică este foarte important că asta vede, da, și copilul, da, nu? De 18, da, ani, ce spune? Da. Merge tata în Spania, muncește acolo o lună, vine cu 2000 de euro acasă, sunt bani, da? Da? Da. Și atunci el ce zice? Wow, bani! Da. Pentru că ei știu că cu bani, da? Cumperi orice. Poți să faci orice, exact. Și atunci ei se gândesc la bani, pentru că nici acolo nu cred că este foarte roz, în sensul că trebuie să muncești foarte mult pentru bani. Sigur, este foarte bine că muncești și ești răsplătit, da? Muncești, da, și ai ești, bani. Da. Este foarte bine, este corect. Dar trebuie văzut că această situație poate că nu poate să țină 20, 30, 40 de ani. Și atunci fiecare familie va fi așa, că îmi iau copilul la 18 ani și îl duc în Spania cu mine și muncește. Nu este bine. Exact cum ai zis, ce se întâmplă cu societatea de aici? Rămânem fără tineri, fără bază, fără... Deci trebuie să existe din nou un echilibru și acum acel echilibru, deci trebuie văzut și trebuie spus în ziua de astăzi și în societatea noastră, nu este chiar 100% esențial banul. Deci mai este și acea parte etică și morală, acel discernământ, acea bună creștere și toate acestea combinate unde duce? La calea de mijloc. Tot acolo ajungem. Deci, am folosit acest deci, pentru că trebuie să încheiem emisiunea. Din păcate, s-a scurs foarte repede timpul și această cale de mijloc, am început cu ea și am ajuns la ea. Da. La urma urmei, calea de mijloc este cea ideală în relația părinte-copil și apoi adolescent și în viața pe care îl așteaptă în față. Invitata mea de astăzi, doamna avocat Mariana Pădurean, mulțumesc mult de tot, Mariana, pentru faptul că ai acceptat invitația și felul în care a decurs emisiunea. Dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit și măcar așa, puțină meditație apropo de subiectul de astăzi, din când în când, măcar să vă treacă așa prin gând. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici, la Reginul în direct. Numai bine!